Pentru a scăpa de kilogramele în plus, nu e nevoie să țineți diete severe. Este suficient să știți ce alimente trebuie să includeți în regimul vostru alimentar. Care sunt acestea? Vom afla și noi. În culturile nord-africane, oțetul de miere este folosit pentru pierderea în greutate de mulți ani. Consumat zilnic, acesta scade glicemia, mărește rezistența la insulină și previne acumularea grăsimii în zona taliei. Mierea crudă conține enzime care vă pot ajuta să vă mențineți intestinele sănătoase. Totodată, sistemul digestiv va funcționa mai bine, ceea ce este foarte important atunci când încercați să slăbiți. Ghimbirul s-a dovedit a fi util în controlul obezității, așa că de ce să nu-l includeți în regimul alimentar dacă vreți să scăpați de kilogramele în plus? Este de asemenea o metodă excelentă pentru întărirea imunității. Turmericul este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii. Acest condiment ajută la stimularea metabolismului. Mai multe studii arată că sucul de lămâie acționează ca un agent antigrăsime. Adăugați-l în apă și consumați-l în fiecare dimineață. Efectul nu se va lăsa mult așteptat.